Oameni buni, salutare! Astăzi ne aflăm în Soroca. Eu, Comerzan, împreună cu cei mei tari, cei mei... Mare! Mironci, Cristi Mironci. Ce facem noi în Soroca? Stop, stop la tot! Mai întâi trebuie să spui. Trebuie să vizitez unde noi suntem aici. Cetatea, da? Da, unde oleacă putești... Haide, aduși. Noi doi avem o invitație specială să vizităm baronul romilor. Hai! Bună dimineața, Soroca! Casa mea. Casa mare, enormă. Recu mai poruncul ce mai zi. Parastas? Nicu. Până în ultimul moment n-am înțeles că noi ne ducem la praznic. Se uitau la mine, dar ne era foame, nu de alta. Așa, așa. Opa. Ce fac ca o țigan. Suflești. Cristinuța, я захожу. Жалунишка, баронашу ностру. Мррр. Când ne ducem la baroniță, la Big Boss-ul, apoi nu putem să ne ducem cu mâna goală. Trebuie să cumpărăm măcar baroniță, un buchet de flori sau o floare vie. Vrem o plantă pentru baroniță, să fie clar. Opa! Aici trebuie ceva interesant. Înțelegeți? Ideea. Băieți, flori am cumpărat, hai să luăm un tort. Hai, Jor, că noi întârziem la mâncare acolo, să zic și mâncare. Te rog, eu la 4 dimineața n-am mâncat. Găluș, Sașa, gălușcă, dacă ceva. E sărbătoare, e și răsună muzica. Măi, eu tot ce sper la acest eveniment să fie mâncare. Nini foame. Bună ziua, bună ziua! Stați un pic, se poate o întrebare. Dar unde e casa baronului? Spuneți-mi, vă rog. În deal. În vârful. Dar noi... Caruci, când îți faci povorot, apoi de acolo și un pic de boș așa. A, ok. Trebuie să facem povorotul, da? Da. Încolo. Mersi mult, o zi bună, la revedere! Sănătate! Mă numesc Artur Cerari, sunt baronul romilor din Republica Moldova. Cuvântul baro, Ștefan cel Mare. Ar fix așa și eu. Artur Cerari Baro, cel Mare. Ăsta-s eu. Taica mea Mircea Cerari, Dumnezeu să-l ierte, și măiculița mea Neneaca, adică Anișoara, se trag din Soroca. Era prieten cu Leonid Ilici Brejnev. Era prieten bun. El era și comsomolist. Noi am fost primii care am deschis cooperativa de confecții. Noi am fost primii romi din Uniunea Sovietică. Și la noi, la tăticu, vineau din toate țările. Producția noastră o știa și în Austria, și în România, și în Ungaria. Noi suntem aceia care suntem, cum să zice, temelia și o rădăcina neamului. La noi e unicul oraș de pe fața globului pământesc unde evreii noștri care am crescut cu dânșii de mici vorbeau limba romani, iar noi vorbeam idiș. Așa că familia noastră e foarte cunoscută și în Israel, și în Statele Unite, și în Franța, și în Canada. Peste tot suntem de la Cerari. Soroca și Cerari. Opana! Ui, dar eu de-am am emoții. Nu știu de ce. Opana! Și asta e baroniasa, da? Bună ziua! Bună ziua! Doamna! Cristina! Bună ziua! Încântată! Bună ziua! Cristina! Încântată! Poftim! La doamna baroniasa? Da. Ei în casă? Aha, deci... Deci mergem, da? Să vă spun sincer, eu cândva am reușit și am învățat la Institutul Afacerilor Externe din Moscova, la MGIMO. Știți, da, la institutul acela pentru ce ne pregăteau. Am fost, sunt o părticică din istoria al KGB-ului. Așa că nu mi-e indiferent. Cum credeți? E ușor să devii baron al Republicii Moldova? Măcar că pe mine mă cunosc în toate țările fostei Uniuni Sovietice.
Eu nu știu de ce e tăiomul ăla de emoție. Și nu sunt așa, să zici că femeia e rușinoasă, dar e că uneori am și eu rușine. Noi suntem cu însăși, cu însăși domnul baron, poftim aici. Ne plimbăm pe străzile orașului. Baronul cum s-a părut? În primul rând personaj, cum arată el, așa trebuie să arăte un baron, sincer. Vizual, primul impact. A fost wow, barba și aia așa, punător. Ei, când așa putea vorbi, iarăși impresionat, pentru că omul e foarte inteligent. Filosof, e cult, e citit, știe 17 limbi. Franceză, engleză, italian, românii, ucraineană, română, rusă, belorusă, lituaniană, georgiană, armeană. Dar să-ți spun că dacă nu le vorbești, o uiți și pe ta. În momentul când tu ne-ai spus că mergem la Soroca și i-am spus la unor cunoștințe că mergem ca la baron, la piteț, vă duceți la Artur, vă duceți la... Da, transmiți salutări, băi, un om din nota 10, glumeț. Și tu îți dai seama baronul, nu? Nu degeaba e baron. Hai deodată la unchiul meu. Asta e unchiul meu și a împlinit astăzi anișorii. Sincer, da? Eu nu știu de ce am înțeles că mergem la o sărbătoare, la o zi de naștere. În general, nici cu gândul. A, e ziua lui. E omagiat. Ce sărbătoare a fost? De obicei nu e sărbătoare, dar e parastas. Parastas? 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 Și tot atât ne tot. Până în ultimul moment n-am înțeles că noi ne ducem la praznic. E parastas, poate așa îi vorbesc, știi cum. Mai au cuvinte așa mai... Te-aș zic, băi, nu cred. Nu pot să cred. Ai intrat? Nu, intrați. Când am intrat în curte, încă tot eram în neclaritate. Vă conduc? Da, totul e normal. Aha, ok. Pantanul bite, bite. Bună ziua! Bărbații la o parte, hi-hi, ha-ha, râdeu, glumeu. Faceți cunoștință. Bună ziua. Asta e echipa noastră. Cristina. Asta e unchiul meu. Măi, o glumă, măi, un tineri și acolo, doamnele, făceau astea. Și am văzut pe perete fotografia. Zic, Nicu, n-am ajuns la... un fel de pomenire? Când am aflat că venim la Soroca, și anume la pe dealul țiganilor, eu foarte mult am vrut să mă ghicească. Hozain! Hozain! Oi, bună ziua! Dar era o femeie aici care ghicește. Și nu știu unde a plecat, am crezut că... Îmi trebuie să aflu soarta. Cer de la domnul și domnul va da. Și da, s-au apropiat trei femei de mine. V-ați filmat numai una, dar înainte de asta au fost încă două. Și toate ne-au spus diferit. Ce ai, mamă? Pe doamna o caut. Dar pe mine? Pe doamna vreau să-mi ghișească. Vin în coșă, l-am luat să-mi ghișească. Nu, că... Ia vine că nu trebuie nea bani. Nu? Așa degeaba să știi de care sunt eu. Păi ești femeie deșteaptă. Haideți, dar... Dacă fără bani, că am dat toți banii, nu mai am nic. La prima, care m-a amăjit într-un fel de bani, i-am dat 300 de lei. O șerut 200 și după asta încă 100, să mai spună nu știu ce. Două, i-am zis că n-am bani și e, dar trebuie să îmi pui ceva aici, că nu pot să închișe și i-am dat 10 lei. Mie nu trebuie să bani, dar nu mă ține așa în mână că se deschide linia. Să deschide linia. Ca. Am niște bănuți. Aia 10 lei, că dacă... Pune 10 lei. Palmul părat, uite, suflă aici. Și-a fost tot ok și eu ne-am dat seama. Zic, băi, și de proastă am fost, puteți să-i dau 10 lei și era același efect. Nu, 300 de lei dai. E cum se faci business-ul acolo. Apoi uite la mine, măiculis. Tu nu te-ai gândit că n-ai și bine, n-ai și mânca cum te-ai gândit pentru viața ta. Tu din gură râși să spui, dar ți-i inima plângi. Băi, au nimerit câteva chestii, dacă să fiu sinceră, dar eu cred că astea sunt nimereli. A, știu ei psihologie și așa. Pune de primul la care l-ai iubit și care ai avut el cu dânsul, l-ai pierdut? Da. Să nu-ți pare rău de dânsul. Uh-huh. Să-l dai
răspunde, mamă, Costă, tu iubești suta de rame, dar nu iubești singur. Companie iubești. Companie, da. Ai o bucăță cât de pâine la tăte, dai și bătăt bine. Uite la mine. Da. Pe tine nu te iubești de frumoșață, dar te iubești de sovestea ta și de capul tău. Și vrei să spui omului din dos, tu de față zici. E dreptul meu? Drept. Și uite la mine, din copii n-a să mai ai. Și eu. Nu. Dar cum n-a să am copii? Așa ne-o zis trei. Adică n-a să am. Băi, măcar unul, hai, trei. Asta nici unul, măcar pe mijloc, unul. Dacă vrea copii, apate, dacă vrei, unde să mă atâniști tu pe mine? Să dau cățică că din avalnic. Nu, nu vrei așa, nu trebuie. Să ieși avalnic, să ai la mâna mătate. Ninată. Net, bog, luci. Asta trăiești la 85 de ani. 85? 85, mă băsândic. Asta e bună fată, e deșteaptă, culturnică aia. Ai, are unul care o iubește pe dânsa, dar și boleacă mai mare din gură să nu spui ies să cred tot la tăs. Inima Cristinei Miron este ocupată sau nu? Nu vreau să răspund la această întrebare. E hai numai de bine să ne auzăm. E, să nu fi fost însurat, nu te znăcomem cu fata asta. Am spus să nu te vrei. Eu nu-i căsătorit. Eu nu-s căsătorit, dar și le-ai și-a nu-i căsătorit. Eu s-au grăbit și am spus, nu mă grăbi. Nu mă grăbi. Parcă văd că e să ai o căsuță. Cristina. Da, da. Da, doamne. Da, dar poate nu-i târzi nici amu. Da, era foarte îndrăzneț, ca să zic așa. Tare, tare așa, pus pe glume, fază fani și zic, băi, și parastase este parastasul mătii voastre. Nu înțeleg. Auzi, te rog eu, da. Mi-a taluță cu cârnășorul matale, nu zădărâc cățău. Au! Fii mai cu minșorul, leac. În momentul când tu ne-ai spus că mergem la Soroca și i-am spus la unor cunoștințe că mergem ca la Baron, la Piteț, a, vă duceți la Artur, vă duceți la... Da, transmiți salutări, băi, un om din nota 10, glumeț, adică cumva am venit pregătit pentru așa gen de glume. Da, și așa direct cu a noastră, nu, adică m-am așteptat, nu ia ca până aici, dar când l-am auzit... Avem câte două, trei femei, adică una e soția, da. Una e amantă și da. Da, da. Asta așa e deschis? Da. Nu e deschis. Eu nu știu că am vorbit așa de deschis despre asta. Eu nu sunt de acord cu această chestie. Dumneavoastră puteți să aveți opinia personală. Nimeni aici nu mă interesează, da? Mie îmi place comunitatea asta. Bărbații sunt foarte îndrăzneți acolo. Eu am preferat să mă duc să ajut femeile. Sincer, deși eu niciodată așa nu fac. Adică eu tot timpul sunt foarte ok cu bărbați, stau, n-am treabă. Dar au fost niște momente așa... Dar să mă filmez eu cu Cristina, domnul Baron. Da, poftiți. Aveți tot dreptul, da. Moral și personal. Asta e inimioară. Poate inima foarte tare. Eu nu știu piesa, tu știi? Da, eu de unde știu? Mie nu prea-mi place să ajut, în general, și să mă duc eu să mă fac mare gospodină, dar era momentul, serios, era momentul. Dați-mi ceva să fac, nu mai pot. Dați-mi să aduc ceva să fac, dați-mi ceva să fac. Puneți-mă la lucru și tot îmblam după ele, dați-vă ajut. Eu cu cele mai bune intenții vreau să lucrez. Dați să vă ajut cu ceva. Cu și pot să vă ajut. Și mă treceau încolo, înapoi, îmblam eu după dânsele. Să mă duc încolo? Mulțumesc! Bună ziua! Eu am venit să vă ajut. Du-te la masă și în cuhnă și tai fetele bluduri. Mă duc, mulțumesc să tai bluduri. Ui, unde să tai bluduri? Mă trimis să zic să tai bluduri. Mă trimis dincolo încoași. Nu înțeleg ce trebuie să fac. În viața mea n-am șerut atâta ca să ajut pe cineva cât am șerut atunci. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește
Mie nu-mi plac așa gen de ceremonii, serbări de parastaz. Șofii tempi mironce cu stătie cu lumânarea în mână și mă căta cu privirea. Unde-i? Și îmi păjea. Ne privi și răspătire păcătul și urmă vedea pentru că Domnul Nădejde mi-a picep până la... Păi, nu mă sunt sanghine, da, adevărul cum mă sunt sanghine, în sensul că ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo? Eu stau parastas cu lumânarea, eu nici nu știu cine a murit. Am zis, de-aia mă duc să strahuiesc pe Mirončik, să-mi dau pașca acolo, femeile alergau, pune-o pe masă, zic. De-aia mă duc eu, șing și baronul ne-a dat din ochi, vină lângă mine. Am înțeles, clar, Sașa, du-ți Sașa lumânarea, ieți-o și hai, dă-i bătaie. Recu mai poruncio ce mai zis și mi-ai zis că pământ și pământ merge, unde toți pământării merge. Pentru aceasta lui Hristos și lui fără de moarte. Da, didev la maro, ca sam počerio pral pamendi tuja o baro. M-am dus eu la bucătărie și femeile au fost primitoare, au fost ok, dar nu foarte vorbărețe. Adică bărbații sunt mult mai vorbăreți și așa deschiși. Femeile sunt așa mai rezervate. Se mai uitau, mai analizau, dar erau foarte amabile. Dați eu să stai roșiile, vreți? Asta de obicei se pune la praznic pe masă. Goluștile așa. Da. Și curcan trebuie. De ce anume curcan? Curcan, șefașa, așa, gur-gur-gur, ca să aud el, acela care a murit. A, da, serios? Da, da, da. Wow. Dar asta de și carne, tot e de curcan? Aia asta, porc. Porc. Și așa sunt mesele bogate tot timpul? Da. Nu-i tot timpul, cât este posibil. Nu, da, da, da. Sunt foarte multe femei aici la masă. Asta e tot timpul așa, să deși vă ajut așa vin, tot. Neamu, a, vin tot. Cine, da, cum? Aha. În fel de, da. Noi numim asta clacă. Dacă nu vii, să ajuți, nu știi, uiți la dânsa în ochi la femeia asta. De ce n-ai vine să ajut? Deci asta e obligatoriu cumva. Mm-hmm. Știți, pe mine și mă interesează foarte mult, e că suntem între femei și putem vorbi despre asta. Moda. E ca, de exemplu, eu m-am îmbrăcat adecvat, normal? Normal. Normal. Normal? Tare, normal. Da? Vă place? E ok? Ok, tare. Mulțumesc. Așa... Mulțumesc. Gata, mie-mi place. La un moment dat am întrebat eu dacă la voi e ok sau e așa deschis să aibă bărbații și soții și amantă și așa. Cine a spus? Sau batem? Nu știu dacă am voie spun, dar nu sunteți de acord cu această afirmație? Nu suntem, ca toți femeile, nu suntem ca nevastele. Femeia așa, săraca, când au zis, precis ea meu, e când să ia să mă duc eu să-i arăt eu și amantă, da? Aneu acela, în albă, haine, am ușa, sădată, te cată pe dracu, vreau să piardă și femeia, să nu mai cată de tânș. Am venit la parastas și am făcut parastasul. Asta se numește. Eu sper că totul a fost ok. Na, sau nu. Pofic. Ne-am distrat la parastas. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mă duc eu? Lângă popa? Ok. Un moment dat mi-a dat o farfurie și du-mi partea aia. Mă duc în partea aia. Nu, du-mi partea cealaltă. Mă duc în partea și duc unde să duc farfurie asta. Deci îmblam cu farfuria și aia. Nu am slabăție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne. Și nu m-am apropie. Era ce are stăpânii. Nu ești, nu ești. Lângă popa. O zis lângă popa. M-a încurcat. Și eu zic, ce-am făcut? Adică n-am zis, dar m-a spăriat. Pentru toate o sărit în capul meu și... Dar și-mi partea aceea, nu-ți facem carne de porc la preot. M-a alungat, ai văzut ce-a făcut? Haos!
M-a lungat! Спасибо вам, спасибо, большое вам спасибо, родника моя, за вашу кощей. Cu drag! Ой, я до сокарни, ваш уйти. Cu dragoste, Мулцумиш! Ce am observat? Femeile aparte, bărbații aparte. Pe unde să mă duc la bărbați la femei? Este o tradiție, da, în care bărbații stau deoparte și... Este partea dreaptă și partea stângă. Bărbații sunt dreaptă cumva, da? Da. Femeile sunt deoparte, bărbații sunt deoparte. Deci la masă nimeni nu m-a chemat, apropo. Deci tot s-au pus la masă, femeile aparte, bărbații aparte. Și eu stau și stau în picioare și tot aștept, mă apropii de una, gen... Văd că Nică, mă apropii de alta. Gen, Nică. Zic, băi, a să mă invite femeile astea la masă, dar nu era foame, nu de alta. Bărbații de-a mă lua acolo, la masă, cu ei, zic, stai aici, așa. Femeile nu chiar. Toată rușinea care nu o am. Am luat un scaun și cel mai mare, de la popă, spate la masă, dumneavoastră. Și ele, da, eu zic, ele sunt amabile, dar cumva parcă rezervate față de mine. Mulțumesc frumos! Ne-am luat cel mai mare scaun ca pentru mine. Mi-e foame! E ca să iau gălu. Wow, mulțumesc, mulțumesc! Eu ador sarmalii, mama mea face niște sarmalii, bă, băieți, fraților. Asta e, așa este, gustoasă. Așa e de post, un pic iuț, mie îmi place iutele și așa cu mers. Așa e cu carne bună, bună. Cel mai tare și mi-a plăcut mie au fost pârjoalele. Fantastici, grăsuță, sănătoasă ca mine. Bune, bune, bune. Adică mănânci o pârjoală de capumnul meu, înțelegi? Și nu mai vrei nicăi de la viață cu o bucată de pâine. Masa asta e... De ce nu-i făcută mâncarea asta? Aha, foarte gustos. Dar-s bune, așa este. Foarte bune, gustoase, grase. Așa cum îmi place mie. Mari cât pumnul ăsta. Fierbinți. Doamne, cum înhălem eu. Gălușca aceea, nu știu, dar... Fantastic, super, super gustos. Nemțesc. Șerbinte. Șharbuz. Eu sunt cel mai iubit nepot al lui. El era master sporta pe avturale. Avem și 140 și 150. Aoleu, am văzut că ai multe mașini acolo de epocă. Ai mai dați aici și găluște ceva. Ia mai puneți niște sarmale. Cristina acolo se descurcă, tot normal? Artur, da? Și bun, e bun. Stare primitori. Da. Dumneavoastră ați terminat de mult de mâncat, dar eu tot mănânc și mănânc, mănânc și mănânc. Care bun. Măi, se uitau la mine. Și tot îmi spunea, mai mănâncă, mai mănâncă. Da, mănâncă, îți plache. Plache? Da. Mănânc și plache. Dar ele nu mâncau, ele mă puneau pe mine să mănânc. Parcă eram un experiment pentru ele, ce să vedem, cât ați mănânci, cât ați poate. Prima dată cineva îmi spune că eu mănânc slab. Ea ca slab. Miron, oprește-te. Oprește-te. Delicat mănânci. Nu delicat, am mâncat aproape două cotlete. Cu cățări de pătoci. Uite găluște am mâncat. Una. Una întreagă. Dar e mare. Ăzi-a zis ca 4 mițitele. 5 chiar. Ele au fost primitoare și amabile. Asta mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă e legat de preconcepții sau legat de vorbile care merg romii, srei, că sunt așa, că nu știu ce. Pentru mine azi a fost o descoperire. Păi cum ne-au primit și cum ne-au întâmpinat oamenii ăștia, pentru mine a fost, wow, jos pălărie, a fost o experiență pur și simplu fantastică, superbă, extraordinară. Genial! E ca o muzică în urechile mele, mâncarea. Oare vă comerzant?
Eu vreau să mâncați și voi, Oleg. Mănâncă domnul bucătar. Zora i s-a stimat. Pesc în gură. Zicaș, mănâncă nouă bucățică, dar m-am băgat la tătă. Da, asta e normal. Trebuie să, să guși din toate. Eu mai mult mănânc decât gust, dar... Mănâncă, mănâncă. Mănâncă că așa trebuie și-i prinit. Tot ok, am mâncat, e extraordinar de gustos, e extraordinar de primitor. E, pentru mine și asta a fost un aspect. Eu nu am limba și nică nu înțeleg ce se întâmplă și atât vorbesc. Eu nu înțeleg limba. Dar e gustos. Limba e ca gustului, eu înțeleg perfect. Mulțumesc frumos! De la cât lucru vă mulțumesc, tare gustos, bă, da proste. Când s-a terminat tot parastasul, eu am crezut că noi ne ducem la baron să-l ducem acasă, cum l-am adus la parastas. Și atât. Ne tot tăbâla. Casă mare, enormă, făcută în stilul teatrului de la Moscova. Cai, cai, la baron cai, aici cai. Totul pe din afară pare tare frumos acolo. Și chiar eram curioasă cum o să fie înăuntru. Pe mine cel mai tare mă interesa hainele. Eu vreau să văd niște rochi. Mie moda, pe mine mă interesează. Arătați-mi rochi, haine. Se vede sufletul business-ului unde. Op, 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 op. Cum să zic, cum să explic prima mea impresie în casă? Am *****t. Alt cuvânt nu găsesc. Șob ne zglazit. Ai văzut așa ceva? De unde am intrat? În Bălșoi Teatr? Bălșoi Teatr. Здравствуйте. Bună ziua. Hai, să taci. Șez. Ai cășa calonii. Calonii din Egipt. De la unde? Din Egipt. Da, ia cășa. Materialul care? Marmură. Coloane din Egipt, marmură, scări impresionante care am văzut doar în filme, nebunie, nu știu, înălțimea tavanului, pe jos, covoare, deci eu nu știu, sorry, eu nu pot altfel să exprim tot ce am văzut. Știți unde am văzut marmură? În Italia. Și atât. Și atât. Și la soroc. Și la soroc. Vă rog frumos. Din Egipt. Wow. Scările astea, parcă... Faceți de mramur. Da, mramur. Bă, bă. Mramur. Oi. Manierele, trebuie învățat manierele. Pentru așa o casă. Wow, bună ziua. Bună ziua, Cristin. Bine ați venit în casa mea. Asta așa pentru domnul, imaginația mea. Binecuvinteasă în casă voastră. Și totuși te tragi la sorocă, mă uită și la tine. Nu știu, mi-mi place. Trazi, am o unire după dumneavoastră. Mironci, gata, mai s-o pierdem. Dacă o mai lăsăm acolo să te împănițară, pe ce să mărita? Mâncare bună este. Tot este. Case frumoase este. Curcani avem. Curcani. Găini avem. Gâște avem. Basein și mai trebuie. Dar trebuie să niște haine de-a noastră să vă îmbrăcăm. Asta-i. La jurnale. A, ia păi asta și vrei. Asta și vrei. Mie o cu moda, îmi place. Eu vreau să văd. Ne arătați? Să-ți arăt garderobul meu. Hai, dușează, eu garderob nu abagă. No, mai departe sus nu ne-o dus, dar am intrat și în dormitor. Bună dimineața, soroca! În casa mea. Vă rog frumos! Ce experiență faină. Eu nu pierd nimic, nu știu că eu prise. Wow! Eu așa dormitor, nu știu, n-am văzut nici la Versailles, la Maria Antoaneta n-avea așa dormitor. Dar pe mine mă interesa totuși hainele. Nu, ei și avem mașină, chiar avem naționale și ceva. Mulțumesc! Foarte mult! Mulțumesc! De ce să pornit ideea cu vlogul? De a descoperi țara asta noastră, mititică și frumoasă și multietnică. Mai ales soroca. Nu Chișinăul vostru. Soroca
este capitala neoficială a romilor din ex-Uniunea Sovietică. Aici este centru cultural majoritar a romilor. De aici tradițiile, legile, aici orașul ăsta. Iau, și frumoasă! E frumosă din Turcia, un prieten. Da? Mă vă arăt aici. Deși, nu știu, deși țigănii, dar nu romi. Sau... Eu îți spun, mai înainte știi cum erau și moldoveni, și romii, și erau murdari, părducioși. Grecii ne-au dat numele ăsta, Atigano, nu te atinge. Sau ceva e murdar sau e bolnav. Cuvântul Atigano, Tigano, au mai trecut vreo 200-300 de ani, Tigano. Chiar așa, cuvântul țigan ceva este. Dar noi, între noi, romii, ne numim romi, de la cuvântul romii, aramei. Măi, rotile e ca să atât e slonje. Ce a fost curios pentru mine, și chiar am întrebat, asta e că ele nu poartă pantaloni. Da, de ce? La noi nu se poartă pantaloni. Nu se poartă pantaloni. Rușine, da. În fine, nu poartă pantaloni, poartă fuste mai jos de genunchi, eu tot. Dar eu din alte motive. Tot e lungi, da, tot e lungi. Mai scurte noi nu avem. Nici tu nu port. Mai tânără ești. Poate șoleac noi. Nu se poate. E ca și mie nerușine să îmi blând scurt. Da, eu tot timpul mai jos de genunchi. Foarte frumoasă asta. La noi e ca așa punem, ca la musulmani, așa. Așa, așa. Opa! Tipa ca o țigancă. Și am vrut foarte mult să probez o rochie. O, măi, divar, așa e frumos, asta, poate da. Să vină pe tine așa. E ca asta unde o purtați? E ca dacă te duci la o zi din astăzi, la o luntă. Se poate să o încerc? Și am probat și rochia. Cristinuța, unde ești? Eu acum și-a pentru voi, o să mă îmbrac. În cele mai frumoase haine și o să ies și o să vă arăt. Te rog eu să ne demonstrați hainele naționale, exact. A romilor. Trage perdica când ai stintă. Și ne-a trebuit mie să ies în fața baronului așa, e ca ne-a trebuit. Cristinuța, ia zahăju! Na 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 ma na di da 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 na 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 Eu cine sunt acolo. Bravo! Am dansat o leacă țigănești și am făcut așa. Ne-a trebuit că baronul și-a văzut. Și m-a rugat, Doamne. Cristinuța, rog amabilitatea dumitale să vă fac un compliment și o rugăminte. Sunteți foarte, foarte interesantă așa precum sunteți acum în momentul de față. Dar rog amabilitatea dumitale. Dar când faci o leacă cu țâțele, așa? Când am auzit, am zis că, o... Atât de frumos a spus-o! Dar foarte amabil, așa de... Așa de inteligent, nu știu cum a spus-o, și cult, și așa. O leacă, o leacă. Așa, așa e, la noi tot. Da, 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 da. Oh, oh, Ei, fix la locul ei, rochița azi era perfectă, fond de ten un pic mai întunecățel. Adios, Mironcic, văpșii agoni. Asta a fost un privatnui dans. Așa m-am, așa am simțit eu, sicea. Of, Dumnezeule, domnul Alexandru, să fiu eu un motanaș, aș face mrrr. Deci, da, a fost un moment așa, o leacă, ciudat. Bravo, bravo, bravo. Sunt umorul, într-adevăr, nu trebuie pierdut niciodată, mai mult ca atât la vârsta lui. Să dea Domnul să aveți voi atâta umor în voi, precum îl am eu, chiar și mai mult. Fără de umor,
este viață. Fără de umor nu există societate. Fără de umor nu este viitorul. Șalunișca, baronașul nostru. A nostru, de-am ea nostru, v-ați auzit? A nostru, adică așa meu, eu de-am gata, eram a lor. Eu de-am căutam să mă mărit acolo și ne liber. Cristinuța are un suflet foarte blând, foarte bun. Dar cât e de blândă, atât e și de rău. Nu trebuie să o stârniți. Pisica blândă zgârie. Alessandru Bucătaru e diplomat. Are multă diplomație întrâns. Baronul trebuie să fie cinstit, în primul rând. Creștin, educat, cu școală, cu participări active în public. Unde n-ar fi? Scandal, nu-i scandal. Pomană, nevoi, probleme. Vă spun drept că poate să rămâi și fiica mea, că ea e descurcăreață, sau ficiorul, sau nepotul. Îi alegem și noi. Eu vreau, aș dori, ca să rămâi feciorul meu, că am unul. La mie îmi pare că nu. Nepotul Vaslică, ia ca el. E la Moscova și el acum e în clasa 3-a, 4-a și eu sper că o să învețe și el unde am învățat eu. La Moscova, la MGIMO. Trebuie să-l. S-au dat din nou, rămâne fiiculița mea, Sonia. Ea la mine am învățat la Chișinău, au venit specialiști din Consiliul Europei și ea este foarte capabilă. Cum în orice societate. Ei, femeie, femeie, dacă nu este o femeie cu ambiții, cu studii, cu... Mă scuz, bine, și ce mai trebuie. Oameni buni, după o zi de filmare în soare, și acum suntem în soare, a venit timpul să luăm așa un moment, a little bit of pauză, cum s-ar spune, că eu do speak English very good, și ne aflăm la zăvoiul Nistrului. O locație fantastică în Soroca, la spatele meu e malul Nistrului, aici avem 10 căsuți minunate, superbe, eu am rămas șocat. Căsuțele sunt dotate pentru 4 persoane, e perfect să vii cu familia, să te odihnești. Avem piscină mare, 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 mare. Căsuțele sunt dotate cu Wi-Fi, afară ai un grătărel, ți l-ai făcut și ești fericit în viață, 2-3 zile e suficient. Și încă un lucru foarte important, dar extrem de important, suntem în plină natură, departe de oraș, departe de zgomot, nu-s mașini, relax în sânul naturii, perfect. Ador că e mega aranjat, da? Iarba tunsă, frumos, drăguț, fiecare contrare separată. The beautiful house. Eu vreau să dorm acolo sus. Eu nu vreau la Chișinău. Nicu, nu vreau la Chișinău. Băi, dar simți mirosul care este? Îmi pare mi se fie de lavandă aici înăuntru. Ma, eu m-am îndrăgostit. Wow. Ia uite, bă, și lustre. Și masă, și living, și dormitoarele. Wow, ce frumusață, mamă mie! Ia? Ui, m-a stricat patul. Cu camera zahată în spate. Wow! Cuprinde-mă, te rog! Ia-mă în brațele tale! Ah. Vai, aici aș citi, pentru că eu citesc foarte mult, după cum știți, cu un pahar de vin. Și aici așa e de... așa stilul ăsta e gen loft?
tipa, eu mă pricep. Apreciez chestia asta cu un televizor. Ei venit în sânul naturii 2-3 zile, perfect, băieță, un weekend, vreți să fugiți de Chișinău, nu vreți să plecați peste hotarea zânt la Soroca, Zăvoiul Nistrului. Fantastic locația, eu sunt mega uimit de locație. Eu cred că trebuie să fie mega frumos și iarna. Băi, vreți să văd baia? E un lucru foarte important și baia. Nice, ștergările, curățele, frumos, țaca-paca. Baie din piatră de asta, băi, și de tare îmi place. Mic, eu nu vreau să mă duc mai Chișinău azi. Eu nu vreau asta Chișinău, chiar rog. Băieți, nu-mi pare rău de voi că stați cu camerele, mă, sincer, eu așa aș vrea să lucrez toată viața. Ma. Ох, вам и репти мукали. Nici cu Mironcicul nu-i place să mâncăm deloc. Mm-mm. El își se vede. Mm-hmm. Dar noi mâncăm sănătos. Eu zic morcov cu persic. O persic. Că ușiți un baton de asta înainte de asta. Nu vorbiți despre asta la da, cap. Da. Noi, cu siguranță, dacă merge vorba de vlog, cătim ceva 100%. Am repede. Da. Ți-i foame, e? Da. Da, noi avem aici niște provocări. A? Noi am făcut un research pe Insta. Și vor oamenii de la tine ca provocare să se frezeze lâsa ea. Apoi eu deja m-am tuns, înțelegi, lâsa ea, practic. Ea, la 10.000 de urmăritori, o promis sesiune nud. Nu s-a ținut de promisiune. Hai, zici ceva? Eu am făcut-o, nu a fost reușită sesiunea. Dar știi de ce? Nu de atât corpul nu așa bine, culme. Fața, dar știi de ce nu așa bine? Că eu am băut alea când ai de nu, ei nici ieri seara nu a băut o sticlă de gin, nu a băut ieri seara o sticlă de gin, azi nu a băut 250, no! Și berii, Doamne ferește, nu s-o atenție de să... Nu există așa. Așa, bun, mai departe. Să nu papi o săptămână. Nu există varianta, nici o șansă. Nici ce, țin, brâzgovic. Să papi niște bălușenii culinare care arată a, du-te, te rog frumos, dar sunt bune sau să sară cu parașuta. Nu, asta cu mâncarea ne-a făcut. Parașuta ține până 120 kg, garantat. Fii atentă la mine, fii atentă la mine. E, și de perversă dumneavoastră noastră. Yeah. Goală la bucătărie, să gătească saltimbocca a la romana. Să mănânci la viteză un hot dog care o faci. Da, asta și că miroară. Și dui, nu-i. Nici o problemă, asta chiar pot. Provocare, să facă ceva sport. Paca, brat. Alta. Să mănânci în mers. Nu, cred că e o problemă, Petru Bânza. Să tacă o oră. Eu am înșeput. Nu merge varianta? Să fie o zi chenăriță la gut. Nu. De ce? O, o, o. Ia, să se ducă la vadul lui Vodă și se dezbrace goală și să intre în iaz doar când este plaja plină. O, tatuaj cu tine pe umărul ei drept. Hai, hai, și aici scrie Comerzan vlog și o inimă, lov, știi? Cu săjate. Ai grijă, ai grijă. Că dacă nimerești tu, de exemplu, pe viitor, la vreo emisiune de-a mea, tu, provocarea mea pentru tine o să fie tatuaj în buca lui Miron, să scrii știi unde? Acolo. Nu e așa, așa de mare. Mai bine nu... Nu știu dacă sunt cap. Hai, dă să facem în felul următor. În vlogul dat, în comentarii, specificați care-i provocarea care v-ar plăcea să o vedeți și Mironcic să o facă. Eu aș vrea o zi ca Mironcic să vină la Good să lucreze ori ca chelner, a doua, să-și ară de mâncare gratis într-un local din oraș și a treia Mironcic goală, băieți. Hai, comentarii. Care strânge și ele mai multe și ea faci, îți asumi. Dar e clar că o să vrei tăți goală, adică ai poniat nu. Dar noi spunem un smiley mare și totul n-ați văzut, știi? În cel mai rău caz azi de noi și six points. Băi, tu știi ce smiley trebuie pe ecranul? Una din provocări o faci chiar astăzi și cred că pentru Cristina Mironcica noastră dragă și iubită nu e o problemă să mănânci un hot dog la viteză. Dar cu cine la viteză? Adică cu cine să mă... A, cu mine vrei să iei la viteză? N-ai nicio șansă.
Поспорим? Ну. Ну. Дай сама, Мирончик. Пустила меня. După cum v-am promis, în episodul trecut testăm astăzi grătarul electric de la Weber. Și locația e pur și simplu perfectă. Nu vreau să mă duc, scad cărbunii, să aprind lemne, să dau foc, să aștepte, nu. Am tras lumina frumos, avem grătarul nostru de la Weber, electric, l-am aprins, s-o încins, nu mă doare capul. Am mai stat la o vorbă, la un tiner și la o glumă, grătarul s-o încins și eu zic să aruncăm micii. Mironci, gătesc eu sau gătești tu? Eu, desigur. Micii, on the grill, please. Eu încerc să-i pun. Nu chiar spuneaște, da. Au folii de desubt. E, da. Da. Au folii, da. Yeah. Cu folia să mâncăm. Dă-te la o parte. Cum îi spui micii cu tot cu folii, Mironcic? Și-a întors. Mironcic, Mironcic. Și uite cum i-a pus. Înțelegi? Nu-i poți lua. Să zici că... Și așa, totdeauna? Da. Și ce gătești tu acasă? Eu acum sunt la regim. Nu chiar acum. A, eu am văzut aseară. Da, ieri am văzut că ești la regim. Da. Da, 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 da. Bitocicul și ala la ora 12 noapte nu s-o coate așa? No, 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 no. Mironcic la regim. Mai fac excepție. Mironcic la regim, la ora 12 noapte, vă rog frumos. O sticlă de gin. Bun? Nu în doi, sângurică. Și, și, ca și nunta sănătoasă, un bitocic. Nu, băi, mai sunt excepții. Cam des, da. Aha. Oricum, eu mă străduc, mă sunt de regim. Foarte complicat, foarte greu, dar eu mă străduc. Doamne, îmi curge așa saliva, serios să zic, mi-a luat atâta de foame. Am mâncat, nu știu când, două ore în urmă. Îți dai seama, două ore, mi-a ni foame. Vai, 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 vai. Știi ce îmi place la grătarul ăsta? Dacă ai observat partea asta grătarului, care însăși facem grătarul, e din fontă și după cum poți bine vedea, nu se lipesc micii noștri. Bun. Clar că dacă erau cu hârtie, mai vedem, știi? Și de bun. Și de mai gustat? Da. Am gustat o bucățică mereu. Mie îmi place partea asta care... Dar eu tot vreau să gust să văd. Eu nu-ți cred. Ia-ți mici. Nu mai seama să te frici. Ah! 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 Drept îmi gătesc. Îți dai seama, deși am mers pe mici și zic des facem un hot dog, facem ceva simplu, să nu ne complicăm, suntem la natură, suntem afară, suntem la Zăvoiul Nistrului, într-o locație fantastică. Ți-a plăcut? Da, căzărea, da, 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 foarte fain. Și ne, dar nu e plăcut tare că sunt și alea pe două etaje. Eu am fost acolo, eu am fost în asta, care e tot e mare, cu două dormitoare. Wow, 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 cu living. Strașnic, beautiful. Eu îmi plac extraordinar de mult fructele la grătar. Băi, și am să încerc... sincer, am încercat doar ananas, dar perse și nu. Altceva nu. Mironcică. Da? Tu când faci... Eu nu puteam, nu mai pot. Nu spatica la... Nu știu cum vouă, dar mie îmi plac micii înăuntru roz. Da? Nu-mi plac să fie bine gătiți, trebuie să fie mega fantastic, suculenci, fantastic. Dar nu roz chiar, adică nu făcut până la capăt? Eu mereu am o vorbă. Din mâinile mele, încă nimeni nu a murit. Mai liniștit. Apropo, dar tu mănânci în restaurant? Da. Eu chiar am fost în Paris și am mâncat la un tip care avea stele Michelin. Wow, frumos, beautiful. Dar la noi, unii îți place să mănânci, numai de la comerzant că ai fost odată. Și am ca burger. Nu, gata, eu atunci am dar era la dietă atunci, nu era la dietă, nu, atunci nu era. Băi, ajunge! Gata, s-o gata. Ajunge, nu mai spune la tătă lumea și am mâncat. Eu sunt ca baba și ea, n-ați o sudilit, dar nu pot taci, știi? Dar serios. Mamă. Ha? Da, băi, merge așa, roză. Eu recunosc, dacă ai văd dreptate. Ador. Naturii mei. Ador grătarul ăsta, uite sincer, pentru comoditate, nu trebuie să stai să prinzi cărbuni, să chinui, să faci. Fantastic. De acord. Crusta l-a făcut. Uite, mamă. Pentru acest grătăreu, dacă îl doriți, e perfect. Pentru terasă, balcon, fantastic. Dacă ești la etaj și vrei ceva pe grătaș, mai ai posibilitate, asta e soluția perfectă, ideală, superbă. Pe site, pe foc.ro,
accesați link-ul și acolo găsiți o sumedenie de grătare, o mulțime de grătare și îl alegeți care îi placul vostru. Aici stai beton. Produsele Weber le găsești pe platforma pefoc.ro. Deci, hai să te învăț să faci un hot dog. Hai, atunci îl fac eu, da? Deci, unu. Greu. Ok, și-l chisez puțin, bun? Ca sucul de la carne să se învide. Muștar. Punem așa un morcoviol. Și dacă vrei tu ca spară mai sănătos, când, da? O, de asta. Îi punem valeriană, un pic de salat. Până tu termin, eu trebuie să duc. Ei, tot mama, da, eu. Dar nu e corect așa. Păi, dar regurile la mine în emisiune le fac eu. Adică automat pierzi și automat treci la a doua provocare, dacă prima nu câștigi. Măi. Deci, cine primul mănâncă, da? Eu pe meu l-am făcut, l-am gata. A, tu pe-a tău l-ai făcut? Păi da. Hai eu să fac atât pentru tine și tu ne faci pentru mine. Ei, vreți să câștigi, este, nu vreți să facă două. Hai, ia-l, ia-l, să-i vezi și pățești. Ia, uite, fac eu, așa. Ia, așa, îl strânge alea, că el iese. Da, numai mai ușurel, că nu e, da? Mai departe, mai țin că trebuie. Morcoviol, exact. Ei, sos, sos! Sos, sos, stop, sos! Muștar, e, da? Bagă, te rog, asta înainte, când ați în cap morcov. Unde mai înainte? Mai înăuntru. Dar păi am băgat și o să bag. Asta e așa de retizant. Cam așa și din mâinile mele. E, da, ne-o pus la morcov. Nu, hai tu al mănânci pe tău și eu pe tău. Nu, nu, hai, dilu-i alt. Oi. Așa. Nu cu mâna. Este. Așa. De este, nu vrei? Aha, hai. Hai vreo tot. Hai, bun. Ia, și o una de asta, nu? Măcar una așa, măcar. Radivida, e așa. Așa se fac. Foarte excelent, da. Excelent. Arată foarte bine, îți pare că e genial. Și tu vrei să eu îți lucrez în bucătărie? Da? Eu mă descurc de mine, uite, băi, dar tu știi și de gustos. Da, într-adevăr. Eu, serios, da. Adică așa suflet trebuie. Dar eu am pus din suflet. Ține, uite așa. Și, băi, dar cronometra, a, dar nu are. Cerți. Stai, stai! Nu te lipsi așa! Cu pâine! Jumătate o pâine într-un udar! Ce-ai făcut pâine? Fătătă n***** de joră! Sasha! Nu! Sasha! Știi gurița mea? Știu! Perdica! E tot, mama ta, o să alea! Intră sau nu? Mai era niște pe Dva de bielă tățila. Băi, unii e bun, e bun. Dar doi e și mai bun. Și prințesa. Știi și fața, că ești tătă numai muștar. Ce vrei? Ai, fereați pe Dumnezeu. Hai, așa e. Păi, s-o căsauță. O, ce drăguț a fost în mașină. Eu cred că a fost unul dintre cele mai interesante vloguri filmate, și haioase, și cu... Eu sper că te simți bine cu noi și echipa Six Point și cu Comerzan. Maxim. Și asta a fost cruta, nu? Băi, maxim. Păi că am dat tot cu muștar, înțelegi? Asta e... Știi cum e? Frate cu frate, de cruși, cu sânge. Cum credeți cine e o câștigat? E clar că cine a câștigat. Eu am câștigat, asta e clar. Mironcic gătește pentru următoarea provocare. Deja decid oamenii. YouTube-tori, da? Una dintre experiențele care zici că în viață sunt unice. E, asta e una dintre. Nu știu dacă să mai ajung eu pe la baron acasă,
mă îmbrac în hainele romilor, să dansez în fața baronului, să dau din țâță în fața lui. Deci, că m-a rugat el. Deci nu cred că să mai am așa experiență. Tare interesant, tare colorață. Băi, multă energie. În general a fost superb, adică nici nu a plăcut experiența. Da. La cei care vor să vină la Soroca, la dealul țiganilor, romilor, la dealul romilor. Neapărat, de vizitat, cu siguranță trebuie să sunați înainte de asta la baron și să vă organizeze poate și ceva mai vesel, nu ca și nouă azi, o mormântare. Să vă organizez ceva mai vesel. Da, mulțumesc că m-ați invitat. A fost tare faină experiența. Eu chiar m-am distrat. Nu parastas. Spun, eu cred că e vlogul care nici personal, ca filmare, ne-a plăcut cel mai mult. Și Mirončík zăjgăit la 100. Eu cred că vlogul ăsta trebuie să ajungă minim la 1000 de comentarii. La câtă muncă am văzut eu aici, la cum lucrează băieții ăștia și câtă dăruință și suflet depun, like, share și încă? Subscribe. Life is life. Na 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 na. Para pa pa ra. Na na na. Da, like, share și subscribe. Băieții merită. Chiar. 100%. O să-i dau și eu un like că nu le-am dat. Promit. Știi că iau blestemurile astea lor, știi? Dar el nu știu cum îi duce, tipa, mă jur să n-am parte de muște în casă, știi? E ca ceva de genul, știi? Apoi apu, fac și eu ca baronul. Și ne pune un comentariu, apă să n-aibă parte de muște în casă și de țânțare în viața lui, știi? M-am îmbolnăjit, simte? Eu cred că a ieșit un vlog superb. Obositor, dar superb. Așa că, dacă v-a plăcut vlogul, comentarii și like, mărojelul Dumnezeu, pe Mirončík o găsiți pe Instagram, dați-i un like, urmăriți-o. Tare, tare clasă e. Și hai, și v-ar plăcea să vedem în episodul următoare.